Se așteaptă până la 100.000 de manifestanți la Paris și între 600.000 și 900.000 toată țara. Discut cu Marcela Ferraru, editor corespondent al News în Franța. Bună, Marcela, iată, ajungem în cea de-a 10-a zi de manifestații. Cum au decurs lucrurile în această dimineață și ce ne poți spune despre numărul de manifestanți și despre mobilizarea poliției, pentru că am auzit că o să fie numere mari. Bună ziua! Au început încă din această dimineață. Ca de obicei, manifestațiile încep în provincie, lumea a început să se strângă, nu avem încă cifre precise. Ce este că au existat confruntări, așa cum era de așteptat, la accesul în licee și în universități. Se pare că sunt foarte mulți tineri care vor să participe la manifestația astăzi. Unii dintre studenți vor să intre la cursuri, cei de extremă stângă încearcă să blocheze. Există de asemenea sindicaliști care blochează accesul pe căile ferate. Deci ziua este destul de prost încă de la primele ore. Poliția spune că așteaptă până la 900.000 de manifestanți în toată țara, dintre care aproape 100.000 la Paris, de unde și îngrijorările poliției. La Paris manifestația va începe la ora 14, 15 ora Bucureștiului. Marcela, până acum, în aceste 10 zile, care a fost decizia? S-a votat această lege exact de la 64 de ani ca să nu oprească Macron aceste mobilizări pe parcursul acestor zile? Deci, chiar în acest moment se desfășoară o conferință de presă a purtătorului de cuvânt al guvernului, care a explicat foarte clar și a răspuns tuturor întrebărilor jurnaliștilor. Legea își urmează cursul legal. Ea a fost adoptată prin asumarea răspunderii în Parlament. A existat o moțiune de cenzură care a căzut, ceea ce înseamnă că nu există o majoritate parlamentară împotriva acestei legi. Prim-ministra Elisabeth Borne a sesizat Consiliul Constituțional, care într-o săptămână, maxim două, trebuie să spună dacă există ceva neconstituțional în această lege. Deci Emmanuel Macron nu mai poate interveni în parcursul legislativ dacă respectăm legalitatea. Manifestanții sunt în continuare în stradă pentru că ei spun că legea mai poate fi retrasă, adică Emmanuel Macron o mai poate promulga sau nu, dar ca să nu o promulge ar însemna, spre deosebire de ceea ce se întâmplă în România, să intre în condițiile de Parlament. Marcela, îți mulțumesc foarte mult pentru informații, ne ții la curent și astăzi de acolo. O zi frumoasă!